Mi-au rupt mâna, aici mi-a dat cu sapa în picior, mi-a sunt cusut, pe spate iar la fel m-a tărât, de, probabil de gândul că nici nu mai se minte, probabil când a dat mașina peste mine. Și nu, la picior, la cap, 3 copci, 4. Tânărul de 28 de ani are o relație cu o fată de 18 ani, deși părinții ei nu sunt de acord. Luni noaptea, tatăl fetei a decis că e timpul să se implice. Mi-a adresat cuvinte jignitoare, după care eu i-am zis să te rog frumos să ne lași când ne-ai distrus de 7 luni de zile. El a dat mașarier și a trecut cu mașina peste mine, fugind. După o oră a venit cu fratele său și cu încă 2 persoane, cu săpi și cu pali. De teamă, tânărul s-a refugiat chiar în curtea primarului din comună. Am ieșit, am dat telefon la 112, cei de la salvare au anunțat și poliția. Julieta din această poveste spune că și ea a avut de suferit din cauza tatălui său. Cu 7 luni în urmă m-a bătut, m-a ținut legată cu lanțurile și am mers la centrul de plasament. Am fost la poliție și poliția m-a trimis. Rudele tânărului nu văd un final fericit în această poveste. Nu știu ce s-o fi încurcat cu el, că nu o scoate la fel. Cred că până la urmă unul intră în pământ și unul în pușcărie. Familia tinerei a refuzat să comenteze. Polițiștii au început o anchetă în care cercetează atât accidentul de mașină, cât și altercația. În urma acestor aspecte, polițiștii prezenți la fața locului au întocmit acte premergătoare pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, lovire sau alte violențe, precum și pentru părăsirea locului accidentului fără încuvințarea organelor de poliție. Tatăl fetei este cercetat în stare de libertate.